Plăcintele românești sunt printre cele mai îndrăgite preparate tradiționale. Servite cel mai adesea la mesele în familie sau la ocaziile festive, aceste gustări sunt o invitație la gastronomia tradițională românească. Fie că vorbim despre plăcinta cu fructe de pădure, cu mere și scorțișoară, cu brânză și stafide sau cu carne, preparatul are în spate o istorie de mii de ani. Nu există sărbătoare fără plăcintă în familiile de români, iar cele mai multe rețete se transmit din generație în generație. Toate femeile fac plăcinta acasă. Faceți mai des acasă decât să o cumpărați? Absolut, nu cumpăr niciodată. Deci fac eu. Dumneavoastră obișnuiți să faceți în casă sau obișnuiți să cumpărați? Și. Dar mult în casă. Sunt mai bune. Ce plăcintă faceți de obicei? Plăcintă cu mere, cu dovleac, cu brânză. Și doamnele din Mehedinți spun că plăcinta este nelipsită din propriile locuințe, fiind un preparat gustos de nerefuzat. Dumneavoastră faceți plăcinte în casă? Da. Este nelipsită de pe masa dumneavoastră de sărbători? De sărbători, da, dar fac și așa, în timpul, chiar acum, recent am făcut plăcintă cu brânză dulce, cu brânză sărată și cu mere și cu dovleac, deci toată gama, deci o fac, deci în funcție de preferințele celor din casă. Există și legende legate de plăcintă. Astfel, într-o legendă, Lazar era un băiat care vroia plăcinte, fiindcă mama sa nu a avut timp să-i facă mult doritele plăcinte. Lazar a murit de poftă într-o zi de sâmbătă. Mama sa l-a plâns și a cerut lui Dumnezeu să nu-i ierte femeile care nu fac plăcinte în sâmbăta lui Lazar. De aceea, în sâmbăta floriilor, femeile coc plăcinte și le împar săracilor ca pomană, în special celor care au copiii mici. Plăcintele se fac și în amintirea lui Lazar cel sărac, care se roagă lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor oamenilor.